Stimați colegi, noi de fapt în Comisia Securitate cu cât mai mult aflăm despre cum ne sunt protejate drepturile și datele de caracter personal, suntem din ce în ce mai tare uimiți, cenzurat vorbind. De fapt, știți, fiecare din noi când își asumă această meserie, să-i spunem, de deputat, înțelege că datele lui caracter personal trebuie să fie controlate, trebuie să fie propuse publicului pentru a înțelege, de fapt, cine reprezintă poporul. Dar, în cazul dat, aș dori să ridic întrebarea referitor la ce ține de cetățenii noștri. Pentru că, din câte am înțeles și din raportul centrului și din rapoartele care avem de la centru în cadrul comisiei, nu este chiar atât de protejată această latură a vieții noastre. De fapt, majoritatea cetățenilor, datele acestora pot fi verificate foarte simplu, prin încheierea unui contract cu ASP. Deci banalul contract încheiat ne poate permite oricăruia din noi să accesăm datele oricărei persoane care ne interesează. Și știți, urmare a data trecută când am avut o alocuțiune și am arătat cât de des este un politician urmărit, accesat, după care am avut mai multe sunete din partea diferitor cetățeni, făcând un experiment de genul cum am făcut și eu, și ei, spre marea lor surprindere, au văzut că datele personale acestora sunt accesate. Și cel mai straniu, iară, în cazul dat, a fost că sunt accesate anume de organizațiile non-guvernamentale. Și întrebare și către Centrul de Protecție a Datelor. Stimați conducătorii acestor organizații, dar când sunt constatate astfel de abuzuri, dumneavoastră opriți mai departe ca să poată avea acest drept de monitorizare sau nu? Pentru că, din câte înțeleg eu, e mai departe și continuă monitorizarea și colectarea de date. Pentru ce? Rămâne de văzut pe viitor. Știți, totuși, ne convingem de faptul că datele noastre cu caracter personal sunt trecute pentru strecurătoare, să mă iertați. Apoi de către posturile de televiziune naționale, care, cum s-a exprimat mai sus și domnul președinte, ne spală creierii din bani publici, folosesc aceste date, dar nu știu de ce, pentru a denigra imaginea oponenților politici, imaginea celor oameni care sunt în contradicție sau nu corespund necesităților și doleanțelor care le au guvernanții. Și de fiecare dată noi vedem aceste lucruri. Și eu mă întreb în cazul dat, dar de ce să nu folosim noi atunci banii noștri publici pentru a ne proteja aceste date? Pentru că este mult mai important. Pentru că când vedem că în presa loială apar datele personale a oponenților politici, eu îmi pun o întrebare simplă. De ce momentele care sunt blurate în declarațiile noastre de avere și care într-adevăr ar reprezenta o intimitate pentru fiecare din noi, ca cetățean simplu, presa le cunoaște de fiecare dată și apoi ne trezim cu interviuri în ogrezile caselor noastre, la copiii noștri, cum și mulți alți cetățeni. Și nici de cum noi nu vedem astfel de intervenții a presiei libere și independente, spre exemplu la blocurile noi procurate de către guvernanți lângă teatru de opere și balet. Sau nu vedem, de exemplu, astfel de investigații când se construiesc case în suburbiile Vienei, da? Acolo datele personale sunt bine mersi protejate. Și din acest considerent aș dori să mă reîntorc la doleanțele centrului, pentru că centrul în comisie ne-a spus un lucru foarte simplu. Noi suntem o instituție care, de fapt, nu avem atât de multe putere și capacități de a interveni. De asta și am pus întrebările referitor. Sunt oare instituțiile care prelucrează datele noastre cu caracter personal obligate să informeze această structură? Deci, pe final, aș interveni cu o propunere către tot plenul, onoratul plen. Stimați colegi,
Am citit că ieri s-au alocat 70 de milioane lei pentru acei funcționari care vor contribui la sarcinile de integrare a Uniunii Europene, dintre care 350 de persoane de demnitari de rang înalt vor primi supliment la salariu. Mulțumesc. Haideți totuși, poate, totuși, acești bani să îi, de la demnitare înalt, să-i trimitem către Centrul de Protecție a Datelor Caracter Personal, ca să aibă posibilitate și angajații să aibă un salariu decent, atractiv, care până la urmă să ne apere datele noastre caracter personal. Vă mulțumesc!